Uitați ce am descoperit eu. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt un joc care se bazează pe criptomonede. În principiu se bazează pe criptomoneda Jevel, care este pe rețeaua One. Haideți să vă explic care e faza cu jocul ăsta. Asta este mapa jocului. Și în jocul ăsta, ca să poți să te joci, trebuie să-ți bagi banii. Bani adevărați, adică cu bani adevărați poți să-i schimbi aici. Să ai, în primul rând, trebuie să ai un portofel virtual, un wallet. Uite, gen MetaMask. Eu am MetaMask și am încărcat bani în portofelul ăsta virtual și mi-am cumpărat monezi One. Și monezile One le-am schimbat aici în marketplace. Uite, în jocul ăsta, așa, aici la trader, se schimbă din One, îmi selectez tokenul, este un exchange aici, în Jevel, să zicem. Acum un Jevel costă, ia să vedem, cât costă în One, 49 de One, dar voi nu știți cât este One, o să vă arăt întâi cât este în dolari. Deci un Jevel în dolari, $10.41, tati, un Jevel, îți dai seama? Și One-ul în dolari, un dolar, nu, cât e un one, 0.21, încă ieftin și bun, perfect, o să crească el, eu cred că toate criptomonedele o să crească. În principiu, aici am primit informații cum că aș putea să fac un videoclip despre acest joc și că aș putea să fiu promovat. Aici putem să ne vindem itemele pe care, nu, aici putem să le cumpărăm buy și aici sell. Itemele astea le-am acumulat de la misiuni, sunt profesii care le pot face și cristalele astea, o să vă arăt la cine trebuie cristalele. Se zice că în viitor aceste iteme o să fie bune la crafturi, la, o să faci diverse chestii și astea poți să le vinzi pe bani reale, adică uitați, ei au valoare aici. Uitați. Deci prinzi un pește de asta în joc și să dăm din dolari în item de asta așa. Uite, pește de fier din asta de care am prins. 10 pești, zicem. Deci 10 pești sunt $1.14. Deci, ai acolo 5 lei. Bine, când dai mai mulți eroi, tu poți să prinzi mai mulți pești sau mai multe porcării de astea, că uitați. Asta este eroul meu. Așa. Și aici e ca într-un joc. Este un joc. Aici este energia mea. Și scuzați-mă că sunt puțin răcit, dar chiar am vrut să încep să fac un videoclip. Poate nu o să fie chiar asta care o să-l postez. Poate o să mai postez unul. Dar la început o să vă arăt videoclipul ăsta despre Defi Kingdom, cât pot să vă zic eu. Așa. Asta este eroul meu. El a costat vreo, uite, o să vă arăt aici, Hero Detail. L-am cumpărat cu 85 de jeveluri pe 12.03.2021. De curând m-am apucat de jocul ăsta. Am pescuit și mi-a crescut statusul la pescar. Și este din părinți care au fost rari. Și cred că au fost cavaleri amândoi. Unul ăsta e Warrior și ăsta Knight, generația 0 și ăsta generația 3. Și a ieșit o generația 4 de corcitură. 19.653. Așa. Destul cu eroul ăsta meu, dar eroul e cel mai important. După ce îți cumperi un erou, poți să faci orice. Intre aici la profesie. Eu nu mai am stamina, ca să vă arăt acum. Ea meu este pescar, uite aici. Îi dădeam pe pescar. Zice că pot să primesc, uite, dacă eu, a meu este pescar, folosesc numai 5 stamina în loc de 7 și pot să pun 6 eroi la pescuit deodată. Ăsta, când, să zicem, îl selectez și îl pun, îmi ia 0.001 one, adică un fi super mic. O să vă mai arăt și altă dată cum arată o tranzacție în Defi Kingdom. Uite, am și câțiva jevel aici la bancă, deoarece astea reprezintă niște etichete pentru a câștiga iteme
care se lansează, când se lansează, că jocul este în formare și oamenii fac promoții pentru oamenii care au fost aproape de ei. Și eu nu pierd banii ăștia, jevelul ăsta, n-am cum să-l pierd pentru că este depozitat aici. Da, 10x jevel, ăsta e un alt fel de cristal. Dar jevelul este, deci, un x jevel este echivalentul a 1,635 jevel. Deci eu am 16,35 jevel aici. Deci în dolari, 10, 160 dolari aici. Ok. Aici informații despre bancă, ce reprezintă, cum poți să câștigi, așa, și să dau acolo dacă vreau să schimb o chestie sau... În fine. Asta am văzut că aici, dacă apeși pe asta, se pune un ban în... Hai. Uitați, uitați ce am descoperit eu. Și v-am arătat banca. Uite aici, la meditație, un cercă. Ăsta l-au băgat curând, știi? Deci poți să apeși pe fântână aici să faci misiuni și poți să câștigi experiență sau șansa de a găsi un animăluț. Poți să găsești un animăluț. Și eu care nu sunt din ăsta, uite, nu mi-am multă stamina, ia numai 5 stamina, deci se merită să fac și misiuni de astea. Asta e gen, nu-i profesie, că dacă era altă profesie, trebuia să-mi ia 7 stamina. Dacă eu, să zicem, mă duc la miner sau la... Acum nu este miner, este numai fishing și forging. Dacă mă duc să fac forging, îmi ia 7 stamina. Am făcut de câteva ori și forging, că acolo poate să pice exact ce voiam să vă arăt aici la cerc. Poate să pici o piatră care să-ți facă level la ero. Uite. Îmi trebuie stamina. A, uite, îmi trebuie stamina să fac și level. Uite, da, am și XP aici tot. Și după pot să-i adaug ce bonus de atribuții dau. Chiar are atribute aici de strength, agility, endurance, dexteritate. Și am văzut, nu-i mult, fiu, 0,01 era, sau nu știu, 0,05, știi? Nu, nu era 0,0, era 0,02 maxim, știi? Și îți trebuie o piatră care poți să o găsești aici la profession. Dacă faci aici forger, start quest, uite, mie mi-a 7 stamina. Cine este forging de asta, numai cu 5. Și îl selectezi, îl pui să facă și poate să-ți gătească piatră de aia. Sau, dacă ai bani și vrei să investești, să-ți faci un hero level, și eu mă gândeam să-mi cumpăr de asta. Mi-am cumpărat la un moment dat o piatră, era 35 de dolari bucata, după scăzuse la 30, după la 25 și acum s-a făcut, după aia iar 30, iar 35, acum e 40 de dolari bucata, deci ori mai aștept să mai scadă puțin și să-mi cumpăr una, poate e posibil să nu mai scadă deloc. Deci era mai scumpă mai înainte, încă s-a mai ieftinit puțin acum, cine știe. Poate cu cât farmează mai mult, cu atât prețul este mai volatil, în funcție de câți poate să obțină. Și încă o chestie de care puteți să o faceți când n-aveți erou. O să vă arăt data viitoare, într-un episod cu Defi Kingdom, în care o să vă arăt și cum face erou în misiuni și cum să umblă la staking și la grădina aici. O să vă arăt și grădina, o să vă arăt și portalul și... Ok, hai, ne vedem data viitoare. Pa, pa!